În acest film am gândit să vă arăt cum se croșetează acest lanț de floricele cu 5 petale. Să începem. Facem un nod de început. Și apoi facem un ochi de lanț și îl lăsăm un pic mai mare, nu îl strângem, cum ar trebui să facem de obicei. Acesta va fi folosit ca drept centru pentru prima noastră floricică. Apoi, facem trei ochiuri de lanț. 3. Un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț. Și picioruș simplu în același ochi mare care l-am creat mai devreme. Apoi repetăm. Două ochiuri de lanț de data asta, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș simplu. Două ochiuri de lanț, picioruș dublu, alte două ochiuri de lanț și picioruș simplu. Două ochiuri de lanț, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș simplu. Și cea de-a cincea petală. Două ochiuri de lanț, picioruș dublu, alte două ochiuri de lanț și picioruș simplu. Și iată, am creat prima noastră floricică. Firul acesta de început o să-l ascundem. De obicei eu fac asta la sfârșit, când am terminat tot. Ascund ațele. Deocamdată o să-l lăsăm așa. Ca să continuăm, vom face 10 ochiuri de lanț. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apoi, din nou centrul celei de-a doua floricele, un ochi de lanț mai larg, 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu în ochiul mare, sau un al patrulea ochi de pe lanțul creat, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș simplu. Alte două ochiuri de lanț, picioruș dublu, două ochiuri, picioruș simplu. Și repetăm până când facem cele 5 petale și de data asta. Iată, am creat și cea de-a doua floare. Ca să continui, va trebui să fac din nou alte 10 ochiuri de lanț și să repet același model creat până acum. Dacă doriți, se poate modifica numărul de ochiuri dintre floricele, poate fi 10, poate fi mai puțin sau mai mult, în funcție de cât de dese le doriți. Mulțumesc pentru vizionare și găsiți mai multe modele de croșetat pe site-ul meu. Vă rog să-l vizitați, crochetus.com. Mulțumesc!